Show-ul sportiv Survivor All-Stars și-a făcut debutul marți, 16 ianuarie, la ora 21:30, o oră destul de înaintată pentru majoritatea fanilor, având în vedere că toate cele 3 episoade vor fi derulate pe parcursul săptămânii. Cu toate acestea, ProTV-ul a fost lider incontestabil de audiență. Cei 16 concurenți au fost prezentați pe insulă, au primit banderolele în culorile echipelor și și-au împărtășit fiecare experiența anterioară și actualele așteptări. Din echipa războinică, Lola Crudu nu s-a simțit bine, a avut nevoie de medic și a ratat primul joc din acest sezon. Andreea Tonciu și-a reînceput plânsetele și văicărelile și imediat s-a oferit galantă să nu participe la primul joc. Oare de ce? Primul joc a fost câștigat de faimoși care au primit ca și recompensă focul. Apoi fiecare a mers pe insula lui, unde concurenții au trebuit să-și construiască de la zero locul de dormit. Lucru care se pare că nu a fost prea mult pe placul lor. Apoi a urmat un show marca Tonciu, diva care nu s-a obișnuit niciodată cu traiul de junglă, nici în ediția în care aceasta a participat inițial, a încercat să facă pe fetița răsfățată, a țipat la Elena Ionescu, iar mai apoi s-a lăsat pe gubașă cu văicărelile întrucât nimeni nu a băgat-o în seamă. Ulterior a urmat jocul pentru hrană, câștigat de războinici detașat cu 5-1, singurul punct în echipa roșie adus de veterana Elena Ionescu. Cam atât cu rezumatul primului episod al acestei ediții, iar acum aș vrea să-mi exprim părerea despre ceea ce cred eu că va urma și ce va face cel mai mult rating emisiunii, și anume certurile și scandalurile. Și ediția aceasta, Jador se întrece cu gluma, Zani pare enervat, însă se stăpânește momentan, echipa pare să nu-l agreze prea mult, iar Jador încă pare a nu fi în forma sportivă care l-a consacrat în ediția anterioară. E posibil să vrea să se protejeze, având în vedere accidentarea care l-a scos atunci din Survivor. Zani dorește să fie liderul echipei, încercând să dirigeze situația din umbră, însă va avea de furcă și cu Jorge, care are multă stăpânire de sine, este inteligent și cu un bun strateg. Moroșanu se ocupă cu pregătirea și susținerea echipei pe trasee, asemenea unui capitan. Jador se ocupă cu glumele prea nesărate și are multe reacții acide și mult prea vocale. Elena Ionescu este foarte cumpătată, bine pregătită fizic și mereu cu vorbele la ea, cu siguranță își va crea o alianță puternică în echipă, fiind și o bună strategă. Ana Porgras și Ștefania încă nu au impresionat pe trasee ca și în edițiile anterioare, de altfel nu o văd mult pe Ana în emisiune, având în vedere echipamentul care îi protejează genunchiul, semn că acolo poate să fie o problemă, posibil legată de ligamente, care o va împiedica să performeze la cel mai înalt nivel al său. TJ Miles, Tonciu, Roxana Nemeș sunt printre primii care vor fi eliminați, nu a impresionat nici în edițiile anterioare. Pe partea cealaltă, războinicii au un adevărat lider în Delea, care la fel pare să fi venit cu vorbele la el și va avea un inamic care va vrea să ia locul, și anume Andrei Ciobanu. Duli a început emisiunea din poziția de victimă, vărsând și câteva lacrimi, arătând ca o verică slabă mai mult decât o victimă, ceea ce plănuise inițial. Ian Sterp are o poziție bună în echipe, este un sportiv adevărat, mulți fani, strateg, muncitor, supraviețuitor născut, fiind obișnuit cu viața grea de la țară și poate să ajungă din nou foarte departe în emisiune. Lola încearcă cumva să joace rolul mamei, care le știe pe toate și care ține multe predici, însă nu cred să iasă rolul pentru a ajunge mai departe în emisiune și în această ediție. Pe scurt, cei mai puternici de la faimoș îi văd a fi pe Elena Ionescu, Zani, Jador, dacă cumva se va reduce ceva la public, acesta având foarte mulți fani, Jorge și Ștefania Stănilă. În echipa albastră vorbim de Delea ca și lider autoproclamat, care la fel în ediția actuală s-ar putea să nu-i meargă prea mult în emisiune, întrucât are o formă într-adevăr excelentă din punct de vedere sportiv, însă nu pare a fi agreat de colegi, Ian Sterp, Ștefania, care va aduce la fel de multe puncte ca și în ediția anterioară, unde, reamintesc, a fost lider de clasament, niște performanțe extraordinare pentru o fată, Andrei Ciobanu și posibil veterana Lola, care are mereu vorbele la ea. Voi ce părere aveți? Care sunt primele voastre impresii și ce jucători considerați că sunt suficient de puternici și strategi mai ales spre a avansa și avea un rol important în show-ul Survivor ediția All Stars? Scrieți-mi în comentarii părerea voastră și nu uitați să-mi dați un like și un subscribe pentru a fi la curent atunci când voi posta noutăți, informații și păreri despre cel mai tare show sportiv al momentului.